Locuitorii de pe Bulevardul Unirii, tronson pe care nu se va mai putea parca decât cu mici excepții după finalizarea lucrărilor de reabilitare, au motive în continuare de îngrijorare. Autoritățile precizează că primele parcări alternative ar putea să fie gata în vara anului viitor. Mai mult, locurile noi care ar urma să fie amenajate vor fi insuficiente. Să reușim să, dacă lucrurile merg bine, să chiar putem avea până la jumătatea anului viitor cel puțin 200 de locuri de parcare pe Unirii Sud. Sunt puține, cred. Cu siguranță sunt puține. Pe Unirii Sud se vor mai câștiga. Vor mai rămâne vreo 110 locuri de parcare. Mă refer în fostele alveole pentru stațiile de autobuz. Așa cum știți, s-au desființat stațiile de taxiuri și pe Bulevardul Unirii și pe Transilvaniei, încercăm să găsim variante pe străzile laterale, așa cum s-a găsit și aici la intrare pe Transilvaniei, țipau, urlau, probabil că și ei au stat la baza acelui dosar penal care a fost clasat, mai multe informații nu mai contează. Probabil, da, că nu avem nicio certitudine. Nu e treaba mea, este să fac orașul să funcționeze și să aibă un viitor. În luna august a acestui an, primarul Constantin Toma a declarat tot la Campus TV că se intenționează amenajarea 1400 de locuri de parcare în zonele adiacente întregului Bulevard Unirii. Pentru zona asta de mijloc al Bulevardului Unirii, în spatele Catedralei Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Sava, vom face un P-2, o parcare subterană cu acces de pe toate străzile, după care vom planta din nou, vom face parcul la fel deasupra, dar și străzile care sunt în momentul ăsta nu vor mai exista, în sensul că va fi tot parc și se va circula doar pe dedesubt și acest lucru ne va duce la un câștig mare de locuri de parcare și pentru centru, dar se poate, cel puțin pe timp de noapte, partea a doua zilei, și pe bază de abonament, mai mult ca sigur, și cu locuitori, cu proprietari de mașini care locuiesc în zona centrală și pe Unire, în apropiere. Rămâne de văzut dacă primăria se va rezuma la cele peste 200 de locuri noi de parcare sau va fi nevoită să găsească soluții pentru a asigura alternative pentru majoritatea cetățenilor cu locuințe pe Bulevardul Unirii.